o dezbatere de departe, unică până una alta unică. Și vom vedea ulterior ce epitete mai adăugăm. Seminarul teologic liceal Iustin Patriarhu, elevi și profesori împreună, în frunte chiar cu directorul seminarului, domnul profesor preot, slujitor aici la Sfântul Nicolae, Cojocaru Ion. Vă salut, domnule profesor, și intrăm în subiect, că n-avem timp de pierdut. Bine ați venit în laboratorul nostru spiritual, care este această Sfântă Biserică. Și vreau să vă spun că ei fac o disciplină care se numește practică liturgică, pe care de cele mai multe ori o desfășoară și aici. De fapt, psalmistul zice: în casa tatălui meu stând, în casa tatălui, în biserica slavei tale stând, în cer mi se pare a ședea. E important să înțelegem că, de fapt, laboratorul nostru este ancorat foarte bine în lume, dar are perspectiva deschisă către cer. Ei se pregătesc să devină cetățeni extraordinari ai pământului, dar și moștenitori ai împărăției cerurilor, și asta e foarte important. Nu știu dacă toți vor deveni slujitori la altar sau în cadrul administrativ al bisericii, dar sunt convins că toți vor deveni creștini buni. Domnule director, suntem aici împreună pe acest gen de dezbatere sub proiectul La Vama Vremii, pentru a vedea, pentru a ne cunoaște mai bine care, cum putem comunica în afara catedrei. E adevărat, suntem în acest, foarte frumos a spus, laborator, da? Biserică. Însă, cred că libertatea de exprimare rămâne valabilă oriunde ne-am afla, și sunt convins că fiecare dintre elevi va avea curajul, prin două, trei vorbe, când îi vine rândul, să spună orice fără restricție. Hai să și începem. Microfonul e la un tânăr acolo, dar știi ce facem? Dai microfonul fetei deocamdată, colegei tale, să începem cu o tânără, elevă. Cum te numești? Bună ziua, mă numesc Milia Bianca Iuliana. Sunt elevă la Seminarul Teologic Iustin Patriarhul, în clasa 12S. A 12-a? Te pregătești de bac la anul? E mai micuț așa, nici n-aș fi crezut. Și de ce ai urmat calea asta? Am urmat calea aceasta deoarece alte licee mi se pare că nu studiază aceleași chestii, adică e o gamă mult mai... În domeniul umanist ai găsit un registru de exprimare mai larg. Și te-a interesat chestiunea asta. Da. Și cum e acum pe a 12-a? La ce te gândești? Unde te duci? Ce vrei să faci? Păi mai departe mă gândesc să dau ori la o facultate undeva prin Pitești, nu m-am gândit sigur unde, ori la o poziție de asistente sau ceva de genul. Da. Ia de microfonul și colegii să ne spună numele, prenumele, clasa? Anisimova Anisia și sunt în clasa 9S. Ah, ești la început. La voi se face balul bobocilor ca la liceele celelalte? S-a făcut. Serios? Deci și la seminarul teologic nu e o problemă. Da. Să cântă, să dansează, da? Da. Foarte frumos. Chiar dansuri populare. Aveți echipă de dansuri populare, domnule director? Ei au făcut acum. Acum au făcut acum, ce frumos. Bun, și cum ai găsit profesorii? Spune-mi un profesor sau o profesoară care îți vine în minte și care ți-a plăcut din prima cel mai mult, care te-a atras. Păi, mi-au plăcut toți profesorii, adică momentan nu am unul preferat. N-ai unul preferat? De la toți am să învăț câte ceva. A, bine, bravo, nu vrei să te pui rău din prima cu cineva, să nu superi pe cineva pe care nu-l pomenești, că e în regulă. Hai, uite, hai să-i dăm și cuvântul tânărului care era cu microfonul în mână de la început. Mă numesc Simeon Sebastian Nicușor, provin din satul Preacucernicului Părintelui nostru, Patriarh Iustin Moisescu, și am ales seminarul spre a ajuta oamenii pe calea mântuirii. Și din moment ce am intrat în clasa 9, am simțit
grupul nostru de prieteni, că știți cum este la început, fiecare nu se știe, nu cunoaște pe nimeni și chiar ne puneam întrebări, să ne uităm, măi, acolo ce o fi, e în regulă acolo, nu este, să fim cu cât mai mult, cât mai curioși și să încercăm chestia asta. Și în moment ce am intrat la seminar, primul semestru, vă spun cu mâna pe inimă, m-am simțit ca acasă. Deci este o familie în care Hristos era printre noi și unește mereu și sper că toți colegii mei au simțit lucrul acesta. E o echipă, ai dat da. O echipă. Da, o să vorbim despre asta. De fapt, ăsta este și rolul acestui gen de dezbateri. Să dezvoltăm echipele, dacă nu sunt bine așezate. Să creăm echipe noi. Pentru că trăim într-o lume în care, din păcate, se cam trăiește pe insule așa, care cum izolați unii, pentru că ne înțelegem, din păcate, din ce în ce mai greu. Rostul vostru, probabil, ăsta și este. Să ajungeți să îndemnați, să dirijați, să construiți echipe între oameni. Oamenii să se iubească, să se ierte. Hai să vedem, dă un microfon în spate la cel băiatul cu ochelari. Mă numesc Mitrică Luca Matei, sunt din clasa 9S, abia acum am început. Am ales seminarul teologic pentru că am o dorință foarte puternică să răspundesc, să propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu și să păstoresc o parte din turma lui. Da? Și? Ești mai timid de fel? Da, sunt mai timid. Dacă ajungi preot, nu poți să... N-ai voie ca să fii timid. Când vine vorba să vorbesc de Hristos și așa, nu sunt timid, da, când de altele. Foarte frumos! Asta da replică. Ia să vedem, un domn profesor care vine acum în completare vis-a-vis de replica acestui tânăr. E unul dintre cei care a avut cea mai mare medie la admitere și unul dintre cei care se implică la strană, chiar îl motivăm de câte ori vine, pentru că mi se pare că va fi o nădejde a bisericii. Ce mai spunem numele odată? Mitrică. Luca Matei. Luca Matei. Ai și nume de evanghelist. Da. Doi la o altă. Și Luca și Matei. Părinții tăi chiar s-au fi gândit la treaba asta? Cred. Da. Da? S-au gândit. Bun, haideți să dăm microfonul la un coleg din mână în mână să ne cunoaștem toți. Mă numesc Gafton Andrei, sunt elev la Seminarul Teologic Ortodox, în clasa 10-S și am ales liceul teologic, deoarece am crezut și mi s-a adeverit cele spuse, că oferă mult mai mult decât un liceu normal la care se studiază niște materii și rămânem cu ele doar că am studiat o parte din acea materie, un capitol. Rămânem atât mental, psihic, poate cu ușoare gânduri despre viitorul nostru, despre nădejdea pe care o avem și va trebui să ne punem în Hristos, ținând cont de vremurile actuale și viitoare, atât pentru noi cât și pentru viitorii noștri copii, nepoți. Da. Uite, voi beneficiați, e un profit imens, acest laborator în care vă desfășurați, în care faceți practică liturgică aici și pe ei, da, sunteți într-adevăr privilegiați față de mulți alții colegi de-ai voștri de liceu. Haideți să ascultăm părerea unui domn profesor care predă istoria bisericii, da? Istoria Bisericii Ortodoxe Române, da. E foarte interesant. Domn profesor? Daniel Oprescu. Daniel Oprescu, Daniel. Și absolvent al seminarului în anii 2001 și de curând am avut chiar bucuria de a mă transpune în situația de a fi chemat la o revedere cu prima mea generație de copii pe care am avut-o ca diriginte, generația 2013. Și foarte interesant că între copiii pe care aveți aici în față sunt și copii de foști absolvenți colegi de-ai mei. Cel pe care l-ați avut mai devreme la microfon, Mitrică, este copil de seminarist. Păi da, cel cu numele de evanghelist. Da, deci nu întâmplător tata și mama, iar mama lui absolventă de liceu pedagogic. Da. Nu e nimic întâmplător. Asta învățăm de fapt în seminar, că de fapt toate destinele noastre sunt în mâna pruniei divine și poate că nu întâmplător părintele director a ales tocmai cupola
naosului bisericii, unde l-avem pe Hristos Pantocrator, cel care ne ține în brațe. Cum reușiți cadre didactice? E foarte interesant că bănuiesc că asta o aveți cel puțin instinctual, această preocupare de a nu-i anchiloza pe tineri strict în folosesc acum cumva eufemistic cuvântul dogme, adică bă, fiți cuminți, cunoașteți, rugați-vă, stați în genunchi și să fie liber, să fie pe voia divinității, adică să se bucure. Cum reușiți treaba asta? Cum le transmiteți starea de bucurie? Fiecare încearcă să o transmită trecând bucuria asta prin filtrul propriului suflet. Încercăm să ne apropiem de ei așa cum suntem și noi, fără lucruri înșelătoare, așa cum ar trebui să ne prezentăm în fața divinității, așa cum suntem. Dați microfonul, dați din coleg în coleg, ca să nu sărim prea, e un singur microfon, și spune-mi, ești trist sau mi se pare mie, sau așa, a, nu? Gânditor, atent la ce se întâmplă, să nu te ascult. Mă numesc Obrican Ionuț Daniel, de la clasa 10-S. Am ales seminarul teologic pentru a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu și cam atât. Mm. Da, acum te cunoști cu colegi, ai echipă, vorbeam despre echipă, da? Cum e la liceu? Stai la cămin? Nu. Nu. Poftiți? La bunici. La bunici. Îi cunoașteți pe fiecare parte. Da. E regulă. Hai să trecem la colegul următor ca să... Bună ziua, mă numesc... Da, poți să stai jos. Deci, lasă, stai cum vrei tu. Dacă te ții bine în picioare, ridică-te în picioare, dar nu te pune nimeni în picioare. Spune. Mă numesc Toboșaru Alexionul, sunt elev al Seminarului Teologic Ortodox Iustin Patriarhul. Am ales acest drum fiindcă îmi doresc să ajung preot și de ce nu un viitor profesor. Știți ce vă propun? Bravo, foarte bine. Profesor o să fii. Profesor. Așa. Ieșiți din șablonul ăsta în care fiecare, când luați microfonul, am ales de ce am ales. E clar că l-ai ales pentru că ți-a plăcut, nu cred că a venit nimeni cu forță aici, însă vreau puțin să am dezmorțire, să fiți, nu știu, spune-mi ceva, orice, ce-ți place. Ce-ți place? Exact, da, domnul director, e bună întrebare. Ce-ți place la seminar? Ce ai descoperit că îți place? Cel mai la seminar am descoperit pasiunea pentru a învăța despre Dumnezeu. Dincolo de chestia asta. Dumnezeu, pe bune, acum, e ceva, nu că e greu, e cel mai greu lucru, Dumnezeu, când vorbim despre Dumnezeu. Deci, până, așa, deci nu e ușor de vorbit despre Dumnezeu, nu? Dar te ascult. Hai! Dacă ai o inspirație, ceva, să zici orice, liber. Și păi îmi place că, uite, aici pot să joc și un fotbal cu colegii, îmi place că, uite, la balul Bobocilor s-a cântat și am făcut echipă de dansuri populare, Au echipă de fotbal. E normal. Aveți o echipă de fotbal. Știți că am aflat și eu de la, după teren, ca să zic așa, în Grecia se practică, deci sunt echipe de fotbal între călugări cu campionate, nu așa? Deci, de fotbal, apropo, deci nu e vorba în vânt. Mulțumesc, stai jos, hai să vedem pe colegul celălalt, nu trebuie să te ridici. Decât dacă simți nevoia, neapărat ai tu așa vă stare. Bună ziua, mă numesc Dec Alexandru Gabriel, sunt elev în clasa 11 la seminarul Iustin Patriarhul și am ales seminarul deoarece am foarte mult încredere în Dumnezeu și văd pe Dumnezeu mai presus decât orice. Te rogi zilnic? Faci rugăciuni? Cum te rogi? Cum ai învățat să te rogi? Mergând la biserică. Numai la biserică? Și acasă uiți să te rogi? Păi și acasă. La masă, înainte, după masă? Înainte, la masă și după masă, da. Când întârzi acasă, când ajungi, când faci o prostie, te duci, Doamne, de nu m-ar prinde ce-am făcut? Sau... A? Nu. Zi! Nu. Ce nu? Când dimineața, când mă trezesc, când mănânc. Da? Mănânc. Care e profesorul tău preferat? Doamna de franceză. Doamna de franceză? Ia auziți doamna de franceză, ia să vă auzim. Că avem o doamnă de franceză aici. Am rămas fără cuvinte. Vorbesc cu Ioana Cristina, este numele meu și predau limba franceză la seminarul teologic Iustin Patriarhul.
Sunt în această echipă frumoasă de aproape 10 ani de zile. Am încercat de fiecare dată să am o relație destul de strânsă cu elevii mei și nu numai, să le inspir așa pasiunea pentru arta frumoasă a limbii franceze și să încercăm împreună să descoperim niște curiozități, niște noutăți, niște lucruri frumoase. Participăm și noi la concursuri, încercăm să facem proiecte frumoase împreună, să îi implicăm în diverse activități. Da, sigur, franceza, ca orice limbă străină, dar mai ales franceza, care are o poezie a ei, ajută la întreținerea minții, un exercițiu special frumos al minții, ca o gimnastică frumoasă. Este o matematică frumoasă. Ah, e ceva, e... Da, doamnă, da. Vă punem să luați cuvântul. M-ați surprins, credeam că sunteți stagiară, deputantă, dar mă rog, 10 ani. Frumos. Vă complimentez așa cum v-a făcut-o prima dată elevul dumneavoastră. Fiind singura doamnă profesoară de aici, hai să vedem un alt elev în care să ia cuvântul și să nu spui de ce ai ales liceul, că știu, spune doar cum te cheamă și în ce clasă ești. Mă numesc Ghinea Ionuț Gabriel, sunt din clasa 11S. A câta? A 11S. A 11. S. Toți sunteți la S? Toți... Deci o sic? Am stat la seminar ca să ne individualizăm. Cu Carol, cu colegiul. Da, e frumoasă colegialitatea cu Carol acolo, se leagă bine. Doar că sunteți seminar teologic. Așa, și ești la seminar și care e treaba? Ce faci? Cum, cu foștii colegi de la generală când te întreabă cum e la seminar? Prima vorbă care, cum, ce le spui? Păi foarte frumos și... Că e frumos! Te invidiază! Colegi de la gimnaziu. Poftiți? Colegi de la gimnaziu. Deci... E între prieteni, între foștii colegi. Da, să țineți microfonul când vorbiți, ca să nu avem probleme la sunet. Iar este în regulă, domn profesor, că tot aveți microfonul cu dumneavoastră, da. Și să așa. Hai să vedem, nu stăm acum să chestionăm elevii, că poate cineva n-a prins, nu știe încă exact de ce colegiul Iustin Patriarhu, prezidat, iată, cu onorabil și cu succes de către domnul director, laud un pic, Ion Cojocaru, da? De ce Iustin Patriarhu? În anii 94, când un alt preasfințitul nostru, arhiepiscop Calinic, s-a gândit să înființeze la Mușcel o școală teologică, a fost foarte inspirat pentru că Patriarhul Iustin Moisescu, fiind din această zonă, a și învățat în istoricul seminar înființat de Miron Cristea în anii 22 după primul război mondial. Este foarte adevărat că seminarul de atunci funcționa în anii 22 în chiliile mănăstirii Negru Vodă, undeva în zona altarului de vară, care astăzi e undeva în partea de sud-est a mănăstirii, în acel ansamblu. Iar în 22 Patriarhul Iustin s-a numărat printre elevii, cursanții ai seminarului până în anii 30. Bun, deci nu numai că este mușelean. Dacă este mușelean, a și fost seminar. Da, și seminarist urmat, aici. Da, a și urmat, da, în prima serie. Sigur, e bine de cunoscut. Da. Elev al seriei lui și pentru asta Patriarhul Miron Cristea i-a oferit o bursă din toți elevii seminariști din țară la Atena, pe care, la Facultatea de Teologie din Atena, pe care a absolvit-o cu calificativul Arista, similarul lui Magna Cum Laude, în anul 1934. Născut chiar în 1910, care... Da. Deci a început în 22, a terminat în 30 seminarul și în 34, în anul în care a ars seminarul, pentru că la 8 mai 1934 seminarul a ars și o parte din chilii, și în anul acela el își dădea licența la Atena cu tema Cuvântarea Sfântului Apostol Pavel în Areopag. Da, iată,
elevii, voi beneficiați pe fugă, iată, informații prețioase. Da, știu și eu ce am apucat să aflu, să m-a interesat și pe mine din minima mea cultură generală, Iustin Patriarhul Moisescu, numele lui, un patriarh controversat, pentru că el a fost capul bisericii în perioada comunistă și pentru că, ca așa e, iertați-mi expresia, românul, aici, la noi, mai există încă, între ghilimele, tradiția să aplicăm controverse față de oameni valoroși, cum a fost Iustin, și care a ținut biserica, vă dați seama, într-o perioadă în care, foarte dificilă, el a ținut biserica pe picioare. Ceea ce vreți mai mult, nu? E adevărat? Bun, haideți să vedem în cămașa albă, aici avem un elev, iată, care nu ți-e frig, nu? Bună ziua, numele meu este Roman Andrei Alexandru. Așa. Am 16 ani și sunt onorat să urmez acest liceu, pentru că el se diferențiază de alte licee. Este un liceu bun, este un liceu cu o comunitate frumoasă, care nu poți să găsești în orice alt liceu. Și cam atât. Da, te-ai gândit și la asta, că ai, deși fiind un liceu cu profil, chiar, da, domnule director, părinte, profesor, care sunt competențele după absolvirea liceului de care beneficiază? Îi dau atestat profesional cei care vor să rămână în administrarea bisericii sau chiar în ierarhia bisericii. Dau un atestat profesional după studiul celor 4 ani de zile și pe atestat, până acum câțiva ani, scria preot cu studii medii, după semnarea acordului de la Bolonia, pe al părintelui așa scrie, pe al domnului profesor la fel, amândoi fiind foști elevi ai seminarului, absolvenți ai seminarului, acum se scrie personal clerical, adică poate să acceadă în orice funcție administrativă a bisericii. Dar vă spuneam la început că îi pregătim să fie credincioși adevărați și le-am spus ca întotdeauna să fie sinceri în primul rând cu ei și apoi cu noi, relațiile cu noi. Și cred că acest lucru este un lucru extraordinar de pozitiv, pentru că nu încearcă să ascundă, să se dedubleze sau să ocolească niște adevăruri. Asta consider eu că e competența cea mai mare, da, să fii conform cu tine însuți. Sigur, și mă gândesc că din liceul ăsta nu deprinzi numai, știu eu, starea de pioșenie, de supunere, niciun caz. Nu cred că asta este principal obiectiv, și poate chiar mai degrabă starea de libertate, da, și de voință, de putere, de dorință de a vrea, de a lupta, deci de a fi războinic, luptător, nu? Sigur, Mântuitorul spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi, și le mai spune ceva, în lume necazuri veți avea, dar îndrăsniți, eu am biruit lumea. Și mai spune într-un loc, lumea trece și pofta ei, dar cel care face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Astea sunt căile pe care le deschidem și le propunem pentru fiecare dintre ei. Cum ai spus că te cheamă? E microfonul la tine? Roman Andrei Alexandru. Alexandru. Când te-ai pregătit sau nu te-ai pregătit sau ai ajuns la liceu, aveai o întrebare în minte, ceva sau mai multe, una dintre ele, ce nedumerire aveai? Ce vrei să afli? Ce despre toată lumea asta de dincolo de acest laborator, uite cum ne exprimăm, unde ne aflăm noi acum, de dincolo de biserică? O întrebare nu cred că mi-am pus-o înainte să vin. Eu am venit, și poate mai repet, că am mai spus și alți colegi, am venit să-L cunosc pe Dumnezeu și să-L descoper cât mai mult. Deci te referi la creație, nu? Da, te-ai întrebat, cum a creat lumea. Ce se întâmplă cu noi? Da. Ce e la originea acestei creații? Da. Și ai început să afli? Da. Răspunsuri? Nu, am aflat lucruri care le-am aflat pe parcursul primului an de seminar,
și sunt plăcut surprins să aud lucruri care m-aș fi gândit că sunt adevărate. Te duci la ore cu plăcere, la cursuri, îți place, la toate da, orele? Da, mă duc cu plăcere. Dar cel mai mult la ce oră îți place să mergi? La sport? Vrei să zici de azi vine să râzi? Zi! Da, sportul e, dar pe lângă sport îndrăgesc mai mult muzica. Muzica? Da, sunt la toate... Cânti la un instrument? Nu, cu vocea. Cu vocea? Da, adică când nu sunt foarte... Deci ești asigurat, după liceu îți dă competență cu muzică, cu tot, prinde un loc de cântăresc la o... Nu? Dacă... Ia uite, de microfonul mai departe, că tu ești aranjat, gata, e clar treaba. Acolo, bravo, foarte bine, la el este. Mă numesc Pintoiu Mihail Alberto și sunt elev în clasa a 12-a. A 12-a. Deci tu știi cu gândul la BAC, la facultate, da. Și ce proiecte ai? Să iau BAC-ul cu o notă foarte mare și atât. Faci meditații, te pregătești în mod special la ceva? Da. La ce? La limba română și la istorie. Și istorie? Da. Păi îți dai la drept sau ce? Nu, pentru BAC. Nu, a, pentru că să dau la BAC? La da. Voi? Mm-hmm. Română, istorie și logică. Și cum au fost cei 4 ani de până acum? Cum, ce amintiri ai? Foarte frumoși, dar la început am prins și perioada pandemiei. A, când ați făcut, a stat pe acasă și aia nu prea mai fost ce da. Trebuie. Ai prins din pandemie. Da. Dar așa, cu socializare, echipe, stai la cămin? Nu. Cum e socializarea la voi în clasă așa? Cum vă înțelegeți? Sunteți echipă? Sunteți... Da, da. Nu există invidii? Nu există... Puțin. A? Mai sunt și... Mă uit aici, ați fete frumoase, multe, nu vă certați pe ele? Nu. Nu? Deci sunteți tot cumiți, eu încerc să vă zgvă. Uite, vezi? Domnul director vă ridică mingea la fileu, deci puteți fi, deci liber, nu-i problemă. Da, ei știu că eu n-am niciun fel de cenzură, nu știu, mă cenzurez. Nu știu dacă s-aude, deci s-a auzit că domnul director a spus că-s mai multe la pedagogic. Sigur. Deci ăia de pedagogic, sigur că trebuie să fie atenți că ăștia de la seminarii, uite ce băieți sunt. Și sunt 25 de promoții care au terminat. Din 25 de promoții, peste 50% au plecat căsătoriți de aici. Da, pe nu că preoții cu învățătoarele fac casă bună, că veni vorba. Da. Bun, ia să trecem la un tânăr profesor, că tot e microfonul la dumneavoastră, și pomă revenim la elevi. Da, eu Maria Eduard mă numesc, sunt cel mai tânăr profesor al seminarului, absolvent de asemenea al seminarului teologic în anul 2017. Tot vorbea părintele profesor de revederea cu prima dumnealui promoție, eu am fost a doua, dânsul ne-a fost diriginte și vreau să vă spun că e un lucru inedit să mă întorc în școala în care m-am format și am învățat, dar pe partea cealaltă a catedrei și foștii mei profesori să fie acum actualii mei colegi. Și vreau să vă spun că cunoscând mai mulți absolvenți de seminarii din țară în timpul facultății, vreau să vă spun că cei care termină aici la Câmpul Lung, prin prisma faptului că au contact cu lumea, cu liceul pedagogic, sunt mult mai dezghețați, sunt mult mai liberi, exact ce vorbeam de această libertate și asta este un lucru bun pentru ce că... Ce predați, iertați-mă? Practică liturgică, teologie practică, liturgică. Da. Pentru cei nefamiliarizați, ce înseamnă? Explicați un pic. Pe românește este, noi facem rânduiala slujbelor de zi cu zi, cu preponderență pe Sfânta Liturghie. Deci aici laboratorul acesta este... Da, aici îmi desfășur eu activitatea, dar și la școală. Și la școală? Da. Bun, dumneavoastră este o piesă foarte importantă în corpul profesoral, în relația cu elevii, având în vedere și prospețimea, deci că ați venit de curând, tinereța, da. Sigur, și da. Faptul că ați terminat acest seminar. Așa că sunt convins că jucați fotbal cu ei, adică... Nu, chiar am căutat să-i apropii de mine, să fim prieteni, pentru că suntem, nu este o mare diferență de vârstă între noi. Ia caracterizați un pic dumneavoastră ca tânăr. Și cum caracterizați această generație de seminariști? Din clasa 9 până între a 12-a. O generație foarte pe scurt. O generație promițătoare
care dă speranță bisericii și societății, pentru că sunt curioși, sunt interesați într-o mare parte și prin faptul că ei pun întrebări și frământă anumite lucruri, mă gândesc că este un lucru. Hai să abordăm puțin dialectic și să vedem și ceva mai puțin pozitiv, ceva, știu eu, și o mică critică. Mă rog, niște așteptări care... Ce aș putea nu... eu să-i îndemn, să spun, să fie puțin mai interesați cealaltă majoritate care nu se află în această categorie. În rest, nu am ce cum? Să le... Stați puțin, fiți mai explicit aici, că interesant ce spuneți. Deci, să fie mai... Mai interesați. Ei? Da. De care, cealaltă ce majoritate? Cealaltă parte care nu sunt. Există o parte care este foarte implicată, dar și o parte care este mai puțin implicată. Dintre ei? Da. Deci nu toți sunt atât de implicați. Există și unii care automat, nu sunt... Automat, nicăieri. Și care nu se implică, de ce nu se implică? Ați văzut? Ați încercat să studiați? Vedeți? Mă, de ce... Nu știu dacă este un motiv anume, dar noi facem tot posibilul să integrăm pe toți și să-i facem curioși. Ia microfonul asta... la Tomi acolo, spune. Aici zice că sunt unii care se implică, alții nu. Voi observați între voi? Cum te numești? Mălura Noarmin Andrei mă numesc. Deci ai observat ce zice profesorul, proful, că mă, unii sunt ca lumea de tot, alții încă, cum e firesc, normal, că peste tot, nu suntem egali. Da, sunt și elevi care... pot să zic că scârțe sau așa, dar na, fiecare alege ce e mai bine pentru el și... Dar de ce ăla care scârție, de ce scârție? Că atâta poate, că nu vrea, da. Că nu se concentrează, că nu e cointeresat? Sunt mai mulți factori, poate și anturajele... Anturajele, ai pocnit-o bine, ca să mă exprim așa. Da, sunt... Contează enorm anturajul, fie pe plus, fie pe minus. Suntem destul de expuși unor tentații mari. Tentații? Dacă nu ești stabil sau poți să intri ușor în capcană. Mm-hmm. Aveți psiholog, domnule director? Să ține microfonul, că vreau să mai stau de vorbă cu dumneavoastră un pic. Folosim același psiholog ca și cel de la Carol, doamna Pavel Nadia. Mm-hmm. E foarte interesant ce spune tânărul. Dar ei se spovedesc și majoritatea dintre ei au... Spovedania asigură e... Asigură o eficacitate mai mare decât o discuție psihologică, cred eu. Da. Duhovnicii și aleg ei? Da, au ei da. Sau... Nu i-am impus. N-ați impus? Nu. Da. Așa cum pacientul își alege medicul? Nu. Nu. Da, da, se practică știu, spovedania, spre deosebire de alții se care practică, doar... Da, da, da. Bine, măcar eu sunt pentru, atunci când vorbesc de spovedanie, eu, din experiența vieții mele, deci, este într-adevăr, deci e o cheie, este, e o esență, deci de autopsihoterapie, eu am zis, nici nu trebuie neapărat, dacă nu ai cui să te duci să spui, știi? Sau să alegi un prieten, și ăla îți poate fi duhovnic mare, unul mai înțelept, mai... Dar măcar tu singur să-ți spui, să-ți faci recapitulare, nu? Vis-a-vis de ce ai făcut greșit și cum trebuie să te îndrepti. Și deja e un lucru extraordinar. Îmi dați voie să pun problema așa? Sigur, cum să nu? Deci de-aia zic că mă, te-ai spovedit la un duhovnic, bine, dacă nu, măcar tu singur. Că-s lucruri pe care nu aveți încă curajul să le mărturisiți. Nu? Se întâmplă. Ia, cel de lângă tine, colegul, tu, topa 12-a? Poftim, da, sunt tot în clasa 12-a, mă numesc Miloiu Daniel Gabriel și eu vreau să dau după seminar, să vreau să urmez psihologia. Psihologie? Da. Tocmai vorbeam despre asta, ia uite. Și un lucru interesant, că mi se pare că merg mână-mână teologia cu psihologia. În psihologie e termenul de traumă postgeneratorie. Nu, un fel de traumă ereditară, am puțin emoții, îmi scapă termenul. Și e cam la fel ca și păcatul ereditar. Când un păcat nu este spovedit, se continuă consecințele până la 7 generații. La fel e ceva asemănător și în psihologie, trauma netrăită. Și merg cam mână-mână. Un psiholog mi se pare că e mai mult pentru problemele actuale, poate o anxietate, poate o depresie,
Și duhovnicul mi se pare pentru a aprofunda mai mult cum să fiu un om bun în societate și cum să fiu un om mai bun cu tine însuși și în societate, implicit. Da, bine, tu cu școala ta, pe experiența ta de seminarist, dacă ajungi și sper să ajungi, în folosul tuturor celor care vor beneficia de tine să ajungi un bun psiholog, vei ști și îi vei îndruma și îi vei atenționa că omul în viață trebuie să aibă sens, scop pentru a fi întreg la cap, la minte. Și ce poate fi mai facil, mai la îndemână decât să găsești de cuvință că există Dumnezeu și ai scop credința. Asta te vindecă, vindecă pe oricine. Vrei să spui ceva? Da, aș dori să mai adaug ceva la ce a spus el. Consider că un duhovnic ne-ar ajuta mai mult decât un psiholog și ne-ar putea cunoaște mai bine prin abilitățile lui de a comunica cu lumea. Stai puțin, că duhovnicul e tot psiholog. Păi da, dar el a spus că unul pe o parte, unul pe cealaltă. Eu consider că un duhovnic poate aprofunda tot, nu doar o anumită parte. Și psihologul poate fi un bun duhovnic și duhovnicul un bun psiholog și sigur cu cunoștințele teoretice sunt minunate de teologie. Cunoști, parcurgi evangheliile, da? Sfinții părinți și așa mai departe. Dar totul până la urmă aici se așează, nu? Undeva în conștientul care aruncă în subconștient și eu cred că subconștientul este locul unde se află Dumnezeu. Acolo e universul nostru, e infinitul, în subconștient. Nu știu dacă se discută. Spune Vasile Militarul frumos, e Dumnezeu în orice floare, în orice spic, în orice pom, în toate razele de soare și în tot ce vede bietul om. Și orbii văd pe Dumnezeu în largul necuprinsei fir, dar printre cei cu ochi mereu sunt orbi ce nu-l văd nicăieri. Da, foarte frumos. De ce? Vasile Militarul, care n-a avut decât 4 clase, a simțit. Dar ei au făcut trihotomism aici. Unul vorbea despre psihii, altul despre duh. Și ei știu că noi am discutat la dogmatică că cei care sunt trihotomiști, care împar sufletul în două, trup, suflet și duh, unii spun că duhul este puterea vieții spirituale, iar psihicul este puterea vieții biologice. Și atunci au făcut un fel de trihotomie fără să știe. Păi vedeți ce mare lucru când ne adunăm, se întâmplă lucruri, da. Pur și simplu. De-aia eu sunt pentru a dezbate în formule de genul ăsta, adică să fie profesorul lângă, dar fără inhibiție, adică să poți discuta cu profesorul ca așa, cu un coleg și invers, da? Ia să vedem, doamna profesoară, că tot domnul director ne-a spus o poezie. Dumneavoastră le spuneți poezii în franceză? Da. Că aveți ce? Nu ajungem chiar în stadiul acela de a povesti și a spune poezii. Noi încercăm la fiecare oră să dezbatem așa cultura și civilizația limbii franceze și ne axăm mai mult pe partea gramaticală ca să putem comunica mai bine. Dar acum, pe bune, când engleza este la modă, ei sunt atenți, prind franceza? Prind, mai ales că avem atâtea tehnologii care ne sunt alături și ne pot ajuta. Putem să pătrundem în ce înseamnă cultura limbii franceze. Da, acum pot eu să vă completez, să vă ajut cu da, ceva. Da, vă rog. Și să le spun că că întâmplarea face că asta o știu și pot să o spun. Există mari corporații unde franceze, unde se vaită cei de la RH, personalul, că nu găsesc vorbitori de limbă franceză și pe care i-ar angaja imediat sau împuținat. Deci e mare lucru să știi franceza în ziua de azi. Doi, cu franceza oricum, dumneavoastră bănuiesc că le-ați atras atenția să uite pe hartă că te descurci în lumea asta undeva în 70% din locuri, probabil, nu știu, am aruncat un procent, oricum, într-un procent foarte mare. Te descurci oriunde în lume, oricum. Plus că e foarte frumoasă și franceză. Da, și mai ales... În limbajul diplomatic se folosește mai mult franceză. Da. Sigur, și Daniel, patriarhul Bisericii Române, este școlit în limba franceză, dacă nu știați. Da. Este? Și profesor la Bosnia. Așa. Da. Mai ales că noi suntem o țară francofonă,
Încercăm să studiem, trebuie să știm. Din păcate am uitat. Limba franceză, într-adevăr, a pierdut puțin teren în detrimentul limbii engleze, dar încercăm și noi să câștigăm, să ne câștigăm din nou locul. Și Marea Unire are undeva acolo, la origine, tot ceva, un sâmbure, o semânță franceză. Dar, în fine, e altă poveste, e complicat. Sunteți fericiți că faceți, din punctul meu de vedere, că aveți profesoara de franceză, că aveți în program franceza. Nu, că, nu, știu, nu mai e în program. Au și engleza. Și engleza, sigur. Au și greacă, au și latină. Da. Eu nu știu cât... ia, să mergem mai departe, la unde e microfonul. Știi ceva grecește? Știu. În primul rând mă numesc Beldugan Răducu Nicolae. Foarte bine. Sunt în clasa al 12-a. Tot la 12-a? Da. A voi v-ați așezat în gașca aici, ăștia mai mari. Așa? Știu să zic bună ziua și bună seara. Dacă... Atâta doar? E o limbă destul de complexă și iar trebuie să stai foarte facem mult să o... Greaca modernă, facem Edina, da, greaca veche și e destul de grea. Mhm. Uh-huh. Începe cu grea. Grea. Bine, hai că nu te mai provoc în plus. Mă voiam să te întreb ceva în greacă, dar am pe... Ai copiii buni care e și cântăreți? Deja. Da. Și care, cum ești? La purtare are cineva odată mai puțin de 10? Nu. 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 Apropo, există, mai există notă la purtare? Da, mai există și vreau să vă spun că dacă au mai puțin de 8, trebuie să schimbe profilul. dacă au mai puțin de 8, ești că trebuie să-și schimbe profilul. Da, da, mai sunt și cei care, cărora le scădem nota la purtare, dar nu arbitrar, pe deci, motive de reindice. Care e ultima șotie pe care ai făcut-o, o glumă în clasă? Ai făcut ceva? Ia zi. Nu prea. Suntem, nu faci? Nu, suntem o clasă destul de liniștită, adică totul are o limită. În tabără când mergeți, vă mânjiți clanțele, faceți... Nu prea, avem și noi glumele noastre, dar într-o limită. Aveți o limită? Da. Vă sunteți mai cuminți, să știe toți acum de voi că sunteți cuminți. Încercăm să fim mai cuminți, da. Bine, o să fie atente fetele de la pedagogic pe chestia asta. Hai să vedem în spate, dă microfonul în spate la colega ta și o să revenim aici. Mă numesc Andu Ioana și sunt în clasa 12-a. Tot la 12-a? Da. Așa. Și? Eu... Ce o să faci după ce termini liceul? Ce vrei să te faci? Eu vreau după să dau la școala de asistente medicale, pentru că mă bucură faptul că pot ajuta oamenii nevoiași. Da, e foarte tare. Dar ce te-a făcut să gândești la chestia asta? De unde ai ales? Un profesor vreodată ți-a sugerat... În cadrul școlii sau pur și simplu așa ți-a venit? Și de la profesori, dar am vrut eu de mică. Mm. Bun, deci pe a 12-a termine acum, ești fată. Descrie-mi în câteva cuvinte corpul profesoral. Profesorii, cum îi vezi tu? Bă, uite, ăla de sport e așa, de, nu știu, de dogmatică e ca lumea. Hai, ia! Să te văd. Domnul director este foarte deschis cu noi și vorbește așa. Toate subiectele cu noi. E deschis? Da, și ne înțelege de fiecare dată. La fel și domnul diriginte al nostru. E diriginte? Nu. Cine e diriginte? Domnul Frigură Marian. Frigură. Deci așa? Și majoritatea profesorilor ne înțeleg. Dar sunt și profesori cu care nu prea putem să discutăm. Nu puteți discuta. Sunt și de ăștia. Asta vreau să aud, adevărul. Ce vrei să faci? Asta e treaba. Apropo, vorbeam eu cu voi înainte de a începe filmarea, că sunteți o generație, poți să dai microfonul colegei, o generație care trăiește într-o eră, să o numim așa, epocă, fără precedent, digitală, generația net, și generație de dinaintea voastră, unii au trăit, unii chiar sunt boomeri, dacă știți noțiunile de generații, cei născuți după cel de-al doilea război mondial, apoi baby boomer și așa mai departe, până la generația Z, nu știu, urmează Y. Voi sunteți, cred că, pe la X, pe acolo. E mare lucru, e foarte greu să fiți înțeleși și mai ales voi să înțelegeți pe ceilalți. Apropo de interacțiune de comunicare. Însă, ce este cert, că voi sunteți buni, sunteți cei mai buni, e generația cea mai bună.
Tu ce părere ai, colega? Mă numesc Bogdan Rebecca și așa? Sunt în clasa 9S. Ia zi, Rebecca, tu ce părere ai de ce am zis eu acum? Cum sunteți? Ce generație sunteți? Sunteți ok? Sunteți în regulă? Da. A? Ușor de înțeles? Cred că da. Da? E mai timidă? Nu. Nu? Da, probabil din cauza emoțiilor. A, păi e foarte bună. Știi ce înseamnă asta? Că tu, nu știu, comparație cu ceilalți, dar tu sigur, așa, fără să te compari, ai șanse să-ți dezvolți foarte bine inteligența emoțională. Știți ce e aia, nu? Asta te ajută să te răzbați în viață, să conduci, să manageriezi, să administrezi, inclusiv familia. E nevoie și acolo de inteligență emoțională. Da. Păi hai, mai cu tupeu. A fost dorința mea să aleg acest liceu, pentru că nimic nu este mai frumos decât să-ți urmezi inima și să-L urmezi pe Dumnezeu. Aia e frumos. Îți faci rugăciuni frumos, cu întihnă, da, te simți bine după sunt rugăciuni. Atrasă de credință. Poftim? Sunt atrasă de credință, de religie. Și ce vrei să profesezi? Unde vrei să... Mai departe vreau să studiez medicina. Medicina? Să dai la medicină? Da. Pa cât ai ești? A noua. Oh. Păi trebuie, după pa 10 încolo deja trebuie să începi pregătire, da, la anatomie, la fizică, la nu știu la ce să mai da acum, da, la chimie, da. E foarte interesant, foarte bun. Un seminarist care urmează medicina, da, proiectezi performanțe mari. M-am gândit că religia se îmbină foarte bine cu știința, pentru că minunile vin de la Dumnezeu. Dar fără discuție. Sigur. Bun, hai să vedem și colega ta. Ce zice? Mă numesc Brătulescu Ioana, vin din comuna Berevoiești și sunt în clasa 9. A 9? Da. Și te-ai acomodat, abia a început școala, cum e? Da, chiar dacă a început destul de repede, m-am acomodat, sinceră, să fiu cu noi colegi și noi profesori. Suntem ca o familie și ne înțelegem foarte bine aici. Faci naveta? Da. Da, e mai greu. Mai întârzi? Sincer, nu. Chiar dacă fac 25 de kilometri de la mine până la școală, nu întârzi. Și cum ai găsit profesorii? Te-a atras cineva, mă, special așa? Ți-a făcut mare plăcere să fii un profesor? Un profesor, profesoară? Sinceră să fiu, toți m-au atras, deoarece sunt foarte prietenoși și... Da, sunt prietenoși și ne înțeleg. Da. Și colegii? Câte fete sunteți între a noua? 6. 6. Băieți mai mulți? Da. Vă respectă? Sunt cuminți? Da, sunt cuminți. Da? Da. Bine. Hai să vedem și pe colegul tău. Mă numesc Popescu Fanurie, sunt elev al clasei 10S și îmi doresc să continui facultatea de teologie. Iar cel mai bun clar și... Clar urmezi teologia. Bun. Poftiți? Deci tu ești primul care ești croit pe teologie. Da, cel mai bun și... productiv, cea mai productivă alegere a mea a fost să vin aici, deoarece acesta este și un profil vocațional. Eu îmi doresc să învăț și muzica psaltică, muzica bizantină, iar profesorii, de când am venit, au continuat să predea muzica și să predea muzica pentru a înțelege și noi. Da, interesant. Profilul tău, așa, după imagine, îmi inspiră un tânăr sensibil și talentat. Mulțumesc. Așa e? Bun, felicitări, bravo. Ați vrut să spuneți ceva, domnul profesor? Aveți microfonul în mână. Da, seminaristul nostru cred că a putut deprinde această parte vocațională și în familie, pentru că tatăl lui este preot și cred că se începe mult mai de devreme această sădire a unei vocații pe care o poate o vedea prin imitare, știți? Așa se transmite. Încercăm și noi cât putem și să împărțim practic rigoarea asta tematică, pentru că suntem și noi constrânși de anumite strategii didactice, teme pe care trebuie să le transmitem, să le predăm și să le punem în suflet și partea cealaltă a exemplului personal, a îndemnului către bunătate și așa mai departe. Iar el a avut, cred că încă din familie, lucrul acesta
Da, se vede, e un avantaj. Bine că toți sunteți plăcuți, sunteți, e foarte bine, da? Că nu există un test la admitere că, băi, tu arăți cumva și tu arăți altfel și tu poți fi admis sau nu. Însă, în viață, mai ales după poziția de preot până la înalți ierarhi, contează foarte mult cum arăți. Citeam o poveste cu Iustin, apropo de cât era el de ferm cumva față de autorități, că un ministru, patriarhul, la el mă refer, a venit o dată să îi solicite să abia să facă, bage o relație, să pună o pilă pentru o rudă, să-l facă un mare ierarh, să-i dea o funcție de episcop undeva ceva. Și ăsta, Iustin, care era și șugubăs, pentru că na, era de-al nostru mușelean de aici, foarte deștept și cu un caracter puternic. A zice, dar tu nu te uiți, domnul ministru, la el, că e foarte urât, bine, se referea, nu e plăcut, oamenii nu-l iubesc, nu pot să-l pun acolo. Deci a trecut peste, iată, anecdota arată cât de puternic era, că ministrul n-a putut să-l influențeze. Dar totodată și cât de important este să fii, să ai carismă, totuși. E important, nu, domnul director? Cred că o deprind. În primul rând, a dialogului. Și zic eu că... De bine, când se referea că e urât la ăla, el da, bine, da, spunea metaforic da, despre da. El, la pachet, că și nu ce trebuie. Și pentru că e bine să știi unde greșești, ca apoi să te corectezi. Ei spuneați că aveți mare încredere. Și noi avem mare încredere în ei. Nu le arătăm de fiecare dată. Eu cel puțin nu le arăt de fiecare dată, nu-i încurajez, pentru că deși ei toți au aplicația Sfintei Scripturi pe telefoane și lucrăm pe telefoane, nu toți citesc atunci când ar trebui din Sfânta Scriptură, când au telefoanele deschise, știți? Ceea ce e, cum să zic, o coabitare ca și în viață. Și îngerul bun și îngerul rău stă lângă tine. Depinde pe ce... Unde e îngerul bun, îngerul rău imediat. Da. S-a pitit ca să-și sigur. Facă loc acolo, e clar. Pe asta. Care l-asculți. Da. 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 Ia, colegul tău a rămas nevorbit, așa? Mă numesc Rolea Silviu Mihail și sunt elev al clasei a 11-a. Mihail. Da. Și vorbeam de, uite, îngerul bun, îngerul rău. Ai pățit vreodată să fii pe telefon când și nu puteai să urmărești o expunere de la catedra unui profesor, ceva? Eu mereu... Închizi telefonul? Nu. Nu-l închizi? Nu. Mereu urmăresc. Poftim? Mereu urmăresc. Mereu urmărești ce? Profesorul? Da. Tu ești atent? Da. Nu ți s-a întâmplat? Nu. Mm-hmm. Și fără să ții telefonul închis, știi să nu... Să nu-ți atrag atenția. Îl închizi la timpul potrivit. Nu-l închid. Îl închizi. Da, bine. Îți place când ai succes, nu? Când îți iese ceva. Bine. Nu-i normal? Bine. Cred că îți place, nu? Da. Și atunci probabil că te-ai rugat cum trebuie la Dumnezeu. Nu ți-ai dat seama când te-ai rugat, te-ai rugat. Și ți-a ieșit. Nu? Da. E, bun. Gata, ai scăpat. Hai să mergem microfonul acolo în colțul ăla. Până ajunge microfonul aici la grupul care n-a vorbit, hai să vedem cine dintre domnii profesori vrea să mai completeze ceva. Domnul director, ați avut niște intervenții foarte... Vă apreciez că... Bun, nu trebuie neapărat să ne ciondănim aici, cu toate că mi-ar fi plăcut să vă ciondăniți. Însă... Mă mai ciondănesc cu ei, dar nu la nivelul contondent. Da, atenție, hai să vă provoc eu un pic. Eu cred că dumneavoastră a zis că nu le spuneți că îi apreciați. Eu sunt de părere că ei trebuie să afle. E o generație care are nevoie de așa ceva. Ei să simt, eu vorbesc așa, generic. Și eu zic că trebuie să afle, dar să nu experimenteze rău. Să nu le experimenteze, să-l afle, dar să nu le experimenteze pe propria persoană. Mâine e formula dumneavoastră de dogmatică de a vă adresa cumva, dar ei trebuie să știe că sunt frumoși, că sunt deștepți, că sunt inspirați, da. Că sunt capabili, că au potențial extraordinar. Asta trebuie să știi, să știți treaba asta. Eu le și spun, sunt frumoși, deștepți și modești uneori. Tu chiar îi învăț eu, amic aminte cum făceam cu fiica mea, băi, du-te mă în oglindă, privește-te și zi, tu, da? Uite ce frumoasă sunt, am cel mai frumos păr, sunt cea mai cea.
și se și deșteaptă și mă duc și îl fac praș pe proful de la istoria bisericii că o să iau 10, că știu cel mai bine, tot. De la începutul la sfârșit, în orice domeniu. Trebuie să prindeți curaj, voi cu voi. Nu cu capul jos, aoleu, eu nu sunt în stare, nu pot, nu fac. Nu? Da, sigur, sigur, nu. La demnitate am ținut întotdeauna. Pentru că demnitatea ne face oameni. Le spun că între smerenie și umilire e o mare diferență. Te smerești că vrei tu, nu te lași umilit de celălalt. Cu toate că există și formulă prin care umilința poate fi o virtute, adică poți să trec peste, iert... Auto-umilință. Auto-umilința, ceea ce înseamnă smerenie. Da. Haideți acolo unde e microfonul, când avem câteva minute. Mă numesc Tărpescu Teodor, sunt în clasa 12-a și un cuvânt despre profesori. Toți sunt foarte deschiși, foarte răbdători și cel mai important, iartă. Da, interesant. Și la ce materie te-ai descurcat mai bine? Unde? La geografie. Geografie? Din cauza memoriei vizuale. Da? Da. Frumos! Și vrei să faci vreo facultate care... Nu, vreau să dau la Academia de Poliție. De? De Poliție. La Poliție? Da. La fel, să leagă să bine, deci, seminarul cu... Da, adică, cât e apropo, deci seminarul ăsta e compatibil cu multe, e complementar cu foarte multe... Da, avem foarte mulți absolvenți în instituțiile de stat, în jandarmerie, în SRI... În, absolvenți de seminar. Absolvenți, da, în armată. Părintele este și preot militar. Deci sunt lucruri extraordinare, pentru că ei se învață cu rigoarea. Au libertate de gândire, au libertate de manifestare, au totuși niște constrângeri atunci când trebuie să facă practica liturgică, trebuie să o facă. Și nu pentru că li se impune, pentru că li se propune. Religia se propune, nu se impune. Da, e foarte interesant. E foarte important să ai acest exercițiu al rigorii, adică, bă, sunt liber de fel, dar dacă acum vreau, e ca un exercițiu de voință, care în viață te ajută enorm. Da, stau. Hai să vedem, dacă mai ai ceva de spus, dacă nu, colegul, ai de spus? Zi. Mă numesc Paolo Viceani Ștefan, sunt în clasa 11-a la Seminarul Teologic Ortodox Sistim Patriarh. Bun. Și? Am ales seminarul deoarece pe viitor doresc să, după terminarea seminarului, doresc să activez ca cântăresc bisericesc și după aceea ca preot, urmând concomitent și Facultatea de Teologie. Ai bine pus la punctul proiectul, clar? Da. Asta vrei? Da. Bine. Cum am comentat profesorii, tu te bagi, zici ceva de un profesor? Nu. Nu. Chiar atunci... sunt profesori deschiși și sunt întotdeauna, deschiși. Da, vor să le adresăm cât mai multe întrebări. Și avem niște ore foarte interactive, să spun așa. Noi să le punem întrebări din toate domeniile și ei să ne răspund. Așa, dacă e cineva urmărește după întâlnirea asta aici cu voi, cred că foarte mulți o să vrea să facă seminarul ăsta. Și da. Daria, și Daria, dă-i și Dariei. Da, cine e în spate acolo, hai. Ea e mai rebel așa. Ea e rebelă? Tocmai acolo s-a pitit, de-aia te-ai pitit așa? Mă numesc Bogătescu Daria Florin. O vedem pe cameră? Poftim? Vorbeam cu cameramanul, dacă e de... Mă numesc Bogătescu Daria Florina și sunt în clasa 11S. A câta? 11S. 11, așa. Și în primul și în primul rând aș putea să vorbesc despre domnii profesori și doamnele profesoare. Am doar cuvinte de laudă la adresa lor, sunt niște oameni minunați și asta vreau să subliniez, pentru că am observat, având colegi și din alte licee, alte profile, poate și licee din alte județe, și am mai discutat, măi, profesorii tăi cum sunt? Uite, ai mei sunt așa, am discutat pe anumite subiecte și am ajuns la concluzia că profesorii de seminar, mai ales domnii părinți, preoți, domn director, și așa mai departe, sunt niște oameni înțelegători, iertători și au și o vorbă așa mai dulce, da, mai, au și mai până calm, și vorbele mai, lor, și îți acordă foarte mult sprijin, foarte mult și sprijin, da? Și mai ales față de domnul Prunoiu. S-a întâmplat să ai o problemă să te duci la un profesor sau la dirijite și să... Da, fix acum asta vreau să spun despre domnul Prunoiu, da, a dezbătut anumite subiecte, anumite
lucruri mai mult de viață, despre familie vorbim la orele lui. Hai că cu laudele, îmi zici ceva de rău, dar atâta nu. Ia de colegul tău care a rămas nevorbit, da? Mai e cineva acolo care n-a vorbit? Te-ai pitit acolo, hai repede că am depășit timpul deja. Numele meu este Preotesul Ștefan, sunt elev în clasa 11 S și am ales profilul teologic deoarece încă de mic eram pasionat de religie și am vrut să aprofundez mai mult această materie. Da. Legat de profesori, am o atitudine bună despre ei. Da. Bine. Bun. Așa, hai să trecem la mică acolo, mică de statură așa, dar ești foarte mare la suflet, am impresia, după cum zâmbești. Zi! Mă numesc tutoreac Ioana Daniela și sunt în clasa 12S. A 12-a? Da. Unde te duci? La ce facultate? Vreau să dau după aia la Academia Militară. Academia Militară? Da. Da? Ești mai militaroasă așa? Da. Foarte frumos, foarte bine. Da, și poți să ajuți acolo cu cunoștințele tale mult, e adevărat. Da. Despre profesor vorbeam, hai că tot am ajuns pe final să-i mai comentăm un pic. Tu te bagi cu ceva? Da, sunt niște oameni foarte de treabă, adică ne înțeleg în tot. Dar n-ai niciun, nu, zic începe cu aia, reproșează ceva. Zic, dar nu, totuși... nu reproșează nimic, nu. Nu, nu? Nu. Bine, îți urez... Vreau să vă spun un secret. Aici sunt 4 copii cu cerințe educaționale speciale. Vă dați seama care sunt? Să-mi dau eu seama? Da. Dacă îmi dau seama? Da, da. V-ați dat seama din discuții? Nu. Suntem acum, ajungem la ultimul elev. Da, el dăm este. Microfonul. Și întrebarea dumneavoastră este... îmi place. Vă dau și răspuns. Câți dator cu răspunsul, să le dau zi pe el. Sunt numesc Oancea Navei Laurel, din clasa a 11-a, din Seminarul Teologic și Simpatia. Clasa a 11-a? Da. Tu ai proiecte după bacalaureat, după acum, te gândești ce să vrei să mai faci? Nu încă. Nu încă, da. Echipă, colegi, cum socializezi? Cum, bine. Care e prietenul tău cel mai bun? Sau e vreo prietenă? Aici. Cine este prietenul tău cel mai bun? Silviu, nu la Silviu de acolo. Da? Bun. Foarte bine, foarte frumos. Domnule director, dumneavoastră ați reușit împreună cu corpul dumneavoastră profesoral să sculptați frumos tinereștea. Eu sunt aici, că în laboratorul ăsta, sunt gata să vă laud cu orice risc, că știți, ăștia care laudă nu prea sunt bine primiți, cum nici eu la rândul meu, pe cei care tot lăudând, i-ați văzut, i-am zis că nu e așa de bine, dar hai să lăsăm că vorbele rele sunt suficiente și suntem sătui de critici și dacă tot avem posibilitatea să vorbim frumos, să ne lăudăm, hai să o facem și gata. Sfântul Apostol Pavel zice, prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt și în alt loc, și mie să nu fie amălăudat decât în crucea Domnului Iisus Hristos, în care lumea este răstignită pentru mine și eu m-am răstignit lumii. Le-am spus că nimic nu se face fără jertfă. Și iubirea mai ales se dovedește în jertfă. Da, pare greu, pare dramatic, dar este cât se poate de mobilizator pentru o viață corectă. Cum e? V-ați mai dezmorțit? V-a plăcut? Așa cum a fost, cum am mai tras? A? Atunci dacă sunteți mulțumiți să închidem cu o energie bună în acest laborator, aplaudând!